Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi, Evanghelia după Matei, capitolul 11, vom citi versetul 25 și 26, pagina în Biblie 935. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Aș vrea împreună să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, care Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Slujesc pentru a doua oară în biserica aceasta, prima dată cu ceva ani în urmă, în adunarea cealaltă veche. Acum sunt în adunarea asta frumoasă, pentru care vă apreciez, vă laud, vă felicit și doresc ca Dumnezeu să răsplătească osteneala și truda fiecăruia. Suntem la o seară de evangelizare și înainte de a începe de a vorbi din cuvântul Domnului, vă aduc salutul bisericii din Bosanci. Și frații, la plecarea mea de acolo, spune fraților de la Arad: urări de sănătate, har și pace peste voi. Și Iuda, versetul 20 și 21: Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Dragii mei, Evanghelia după Matei îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos în postura de împărat. Domnul Iisus, când începe lucrarea sa misionară, el vindecă bolnavi și își demonstrează puterea lui, a tot puterea lui de împărat. Își demonstrează, dacă vreți, dumnezeirea lui. El vindecă pe toți bolnavii care au venit la el, el i-a vindecat. Și dacă îmi doresc ceva în seara aceasta, același Domn Iisus să vindece și acum pe cei bolnavi. Domnul Iisus Hristos a eliberat pe cei chinuiți de duhuri necurate. Domnul Iisus Hristos săvârșește mai multe minuni în cadrul naturii pe care El însăși a creat-o, acele naturi la care El era stăpân. El își permite să mustre vântul, varea, valurile, El ceartă furtuna, El înmulțește pâinile, că-i Dumnezeu și toate le ascultă. Dar în mod deosebit, Domnul Iisus Hristos propovăduiește Evanghelia Împărăției. În împărățiile lumii acesteia, care altădată și lui au fost oferite pe muntele înalt, El instaurează și aduce în discuția evreilor de atunci despre împărăția lui Dumnezeu. În mod deosebit, Domnul Iisus Hristos propovăduiește Evanghelia Împărăției. El le prezintă împărăția lui Dumnezeu. Și vorbindu-le de împărăția aceasta, El le spune și modalitatea, care-i condiția ca să poți accede în împărăția lui Dumnezeu. Poate unii din dumneavoastră au vrut să ajungă în America. Eu am un prieten care a fost refuzat de 18 ori la rând. Și a 19-a oară i-a spus: Mitică, du-te, spune că mă cunoști pe mine. Și s-o duc și eu cu culbea, că eu pus viză și am fost împreună în America. De 18, nu întâlniți condițiile. Și așa de eleganți, ne pare foarte rău că nu v-am putea spune. Nu v-am putut spune. Sunt țări în care dacă vrei să mergi, să emigrezi, nu te primește. E împărăția lui Dumnezeu, care peste toate împărățiile lumii, este o singură condiție care se pune. Și asta se numește pocăința. Să ne ajute Domnul seara asta să ne pocăim. Amin? Și apoi Domnul spunea Matei 11 cu 12 așa: Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala. Și cine dă năvala, pune mâna pe împărăție. Năvala aici face o aluzie, dacă vreți, la interes. Mulți sunteți prea tineri.
Eu ani de zile am făcut 34 de ani servici la calea ferată, am fost ceferist. Dar în vremea lui Ceaușescu făceam naveta din satul meu în oraș, la servici. Și într-o mulțime mare de oameni venea un autobuz. Ei, norocosul care putea să urce era fericit toată ziua. Mulți rămâneau și eu de multe ori am rămas. De mai voiai să fii și pocăiș și politicos? Băi, nu te mai suiei în autobuzul acela. Și întârziam și mă luam maestru. De ce întârzea tovarășul croitor? Dar nu am încăput în autobuz. Ei, dar ceilalți cum au încăput? N-ai avut interes să vii la lucru, nu? Ai recunoaște. Dar rămâneau mulți. Ei, n-aveam interes că n-am urcat în autobuz. Știți, Domnul când vorbește de intrarea în împărăție, spune că cine dă nevala, adică cine are interes, poate intra în împărăție. Eu chiar am să mă uit la dumneavoastră așa, la interesul cu care mă ascultați. Și dacă am să văd două fete care vorbesc de la început, una cu alta, e clar că cele n-au interes. Apoi cei care butonează telefonul nu-i văd. Sper să nu fie la adunare în seara asta. Dar un predicator are întotdeauna dorința asta să fie ascultat. Mi-aduc aminte că fostul ministru al culturii, Pleșu, când a fost la Iași, la cei care au terminat facultatea și intrau ca profesori în școală, le-a dat un exemplu. El toate exemplele avea din Biblie. Și a zis că, dragi studenți, voi nu, de acum sunteți profesori, voi așa trebuie să predați ca să captivați elevii. Așa trebuie să explicați ca însăși Mântuitorul. Și spunea Andrei Pleșu, aduceți-vă aminte că Mântuitorul a predicat 3 zile, mulțimea era în stare să leșină de foame, era în pericolul ăsta, și un băiat trimis de mamă să la evangelizare avea o traistă și niște pâine. Și băiatul uita să bage mâna în traistă să muște din pâine. Așa de tare și de atent era acolo. Noi aducem copiii la adunare, că avem și am și eu, cu tractorașul, cu napolitane, cu creioane, cu carioci, doar dorul ăsta. Măi, băiatul ăsta, cum predica Domnul, nu știu. Dar un băiețel a uitat că e foame și a uitat să muște o gură de pâine. Așa mi-aș dori ca și voi să mă ascultați. Eu mă uit la interesul la predică, dar mai ales interesul care îl manifestați față de împărăția lui Dumnezeu. Că în împărăția lui Dumnezeu, cine vrea să intre, trebuie să dea năvală, să ne ajute Domnul. În Matei capitolul 11, ni se vorbește de două grupuri de copii, două cete de copii, care de fapt reprezentau sau simbolizau pe oamenii mari. Spunea Domnul Iisus așa, cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copii care șed în piață și strigă unul către altul, v-am cântat din fluier și n-a jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Primul grup de copii este acesta, arătat de Domnul aici. Și eu am numit copii fără nicio reacție. Copii dezinteresați, ei n-au niciun interes. La ăștia ori le cânți de jale, ori le cânți de bucurie, e tot să uită la ceas când se termină programul. Ăștia sunt oameni care n-au nicio reacție la predicarea Evangheliei. Vin predicatori, vorbesc de împărăția lui Dumnezeu, cheamă mulțimile la mântuire, la pocăință. Domnule, impasibil, nici o cută, nici o tresărire, nimic, parcă-i de piatră, el așteaptă să termine programul. Pe unii Dumnezeu îi cheamă la pocăință, că de fapt sunt două metode, prin cântul de jale. Și oamenii nu înțeleg că așa îi cheamă Domnul la pocăință, ai un ecaz în casă, e bărbatul sau nevasta, e bolnav, copii bolnavi, pierderi materiale, dar tu nu vrei să înțelegi că e o modalitate prin care Domnul te cheamă la pocăință. Eram într-o adunare odată și îmi spun frate, măi, frate Dragoș, este o familie aici nepocăită, au un necaz, au o problemă, au o fetiță de până într-un an, câteva luni, care avea bube pe ea, dar nu așa, proeminente, din creștet până în tâl, bube mari, și ce e mai rău, avea în cerul gurii, tot, nu putea nici să sugă sticluța și poți să vină să stea de vorbă, mai bine și stăm de vorbă, noi nu vindecăm pe nimeni, Domnul vindecă, dar poate să îndură.
Și ea vine aranjată cu cercei, cu mărgele, cu atual, cu o eleganță din aia, așa, nu știa unde vine. Și stau de vorbă, și măi, Domnul poate te cheamă la pocăință prin asta, Domnul așa, dacă Domnul vindecă fetița, te pocăiești, sigur mă pocăiesc. Era așa cu bărbat, o familie tânără, de aici, în Banat. Ne rugăm pentru copil, era mai mult, frate, ne rugăm pentru fetița aceea și extraordinar, Dumnezeu o vindecă. Și după câteva zile îmi spun frate, nu mai are nicio bubă, fetița e veselă. Ea a fost în spitale din Heslecom, din Suedia, asta s-a întâmplat în Suedia, a fost la Timișoara, niciun leac pentru boala ei. Și Dumnezeu a vindecat-o. A venit de două ori la adunare. Și am întrebat după aceea, la vreun an de zile, măi, mi-am adus aminte, familia aceea mai vine? Da, de unde? M-am întâlnit prin oraș cu țigara în gură, a venit de două ori la adunare. Cumva și-o plătit faptul că Domnul i-a vindecat fetița. Și am spus, măi, se poate așa? Adică e o metodă prin care Dumnezeu te cheamă prin câmp de jale. Ai necazuri, ai probleme, ai dureri, ai... și prin asta Dumnezeu te cheamă. Unii nu sunt interesați. Pe alții Domnul îi cheamă prin cântul de fluier, de bucurie. Toate îți merg bine. Soția e sănătoasă, soțul are de lucru, copii ascultători, ai casă, ai mașină, ai pâine aburindă pe masă, ai ce vrei. Dar nu înțelegi prin asta că e o chemare a Domnului. Într-un sat din Suceava, din Bucovina, a venit o familie din vârful societății, din comuna aceea. Și a venit la păstor și a spus, noi vrem să ne pocăim. Și fratele Vasile întreabă, surprins, măi, oameni buni, dar ce vă faceți vă pocăiți? Și că domnul Vasile, eu de când mă știu, n-am avut nicio pagubă, nicio pierdere, nicio problemă. De când m-am căsătorit, Dumnezeu așa m-a binecuvântat, tu mă știi. Eu cred că Dumnezeu m-a binecuvântat ca să mă pocăiesc. Mă tem de Dumnezeu ca să mai trăiesc fără Dumnezeu. Și eu luat botezul și s-au pocăit, dar cât sunt din aceștia? Domnul folosește metode diferite. Cântul de jale și cântul de bucurie. Dar oamenii stau fără nicio reacție. Îs copiii ăștia care îi șad în piept. V-am cântat, dar n-ați făcut nimica. Domnul folosește, dacă vreți, două tipuri de predicatori. Îl folosește pe Ioan Botezătorul. Și sunt oamenii lui Dumnezeu. Ascet. Aspru. Nu-i un frate sociabil. Păi ăsta nu-l duci la o masă de dragoste la restaurant. El mănâncă miere și lăcuste prin pustie. Mulțimea ieșea la el în pustie. El, ca un cuvânt de mângâiere, striga, securea au fost înfiptă la rădăcina pomilor. Ăsta predică, e foarte dur. La noi a predicat cu mulți ani în urmă, acum avem o orchestră așa mică în adunare. Atunci n-aveam orchestră. A venit un frate și a predicat, domnule, atâta de dur, avea dreptate în ce spunea el. Dar dur, 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 că Ioan Botezătorul are de-a face cu ținuta, cu baticul, cu sandale, cu vopsele, ăsta intră în adânc, cu cântările cele care n-au nici mesaj, nimic. Ăsta intră, Ioan îi dă așa. Și când a început fratele ăsta să predice, un om de la noi care avea darul lui Dumnezeu, a întrebat, Doamne, ce cu omul ăsta, e slujitorul tău? Și Domnul era tot vedere. Se făcea că la noi în adunare era o orchestră și cânta așa de fin, frumos. Și lui i-a plăcut, se duce la dirijor și îi spune, frate, primește-mă și pe mine în orchestra asta. Și dirijorul întreabă, la ce știi să cânti? Și el scoate de sub haină o bardă, o securie mare. Zic, eu la asta cânt. Și îmi spune, frate dragul, și urmărește-l pe omul ăsta, asta va fi lucrarea lui cât trăiește. Și eu cred că Domnul l-a chemat acasă, dar cât o trăit, el numai așa o predicat. Nu toți pot face asta. Recent mă sună săptămâna asta cineva de un prieten de-al meu, tip Ioan Botezătorul, plecat într-o altă țară și un proroc al Domnului. A descoperit Domnul niște lucrări acolo, a vorbit, vorbește așa mai aspru el. Și era la o rugăciune. Și a venit frate și Domnul vorbea fiecăruia și îmi spune cineva, nu prorocul, altul. Spune, măi, ce rușine am tras cu frate, dar ce-i pățit, mă? O venit printre cei la rugăciune, era o soră, elegantă, extra elegantă, dar ce ieșea în evidență niște unghii mari vopsite așa. Și ea și le etala. Și când au avut mai mulți lucrări, au avut, de Domnul mi-a arătat, frate, că ți-i trebuie multă răbdare. Dumitale ți-a arătat că trebuie blândețul, frate, și-a explicat. Ea vine și spune, frate, nu ți-a arătat Domnul mie ce mai trebuie? Și el încruntă sprâncene, ți-i trebuie o unghieră, îți trebuie o unghieră ca să stai unghiile. Apoi eu în veci nu puteam spune asta. Cum să spui așa?
Cât trăiam eu nu spuneam asta. Ei, dar Ioan Botezătorul o spune prin adunare. Și știi ce, care a fost reacția lor? Ei s-au uitat la Ioan Botezătorul și te-ai fi așteptat să se pocăiască. Da, de unde? S-au uitat la el, că ăsta are drac. Nu s-au pocăit. Același grup de copii, fără reacție, la predicarea Evangheliei, au venit Iisus Hristos, sociabil. El stă la masă cu cei păcătoși, el nu-i păcătos. Dar pe cei care au venit la el, el nu a izgonit pe nimeni afară niciodată. El spune despre sine, eu sunt blând, eu sunt smerit cu inima. Ia apărarea femeii aceleia de judecata lui Simon și a celorlalți. Nu face supărare, femeie. Marcu 14:8, ea a făcut ce a putut. Mi-a pregătit trupul pentru îngropare. Și te-ai fi gândit că la tipul ăsta de predicatori, ei se vor pocăi. Dar de unde? Fără reacție, nu se pocăiesc. Indiferent ce predicator vine, cum îi predica, ei nu se pocăiesc. Și Domnul tare supărat pe asta. În vremea lui Ceaușescu, am un prieten foarte bun, acum a plecat în Statele Unite, a reușit să se împrietenească cu prim-secretarul județean, care e cel mai mare om în tot județul. Și pocăitul, tot pocăit. Toașul prim-secretar, ce frumos e la noi la adunare, dacă ați veni odată, ce cântă corul, ce predică. Și toată ziua l-a necăjut, el spune, băi, nu pot să vin în Suceava, mă cunosc ăștia, mă împușcă, cum să vin? Haideți cu mine că vă duc undeva mai departe. Și într-o duminică dimineața, cu o dacie, cu o aripă ruginită, prin secretarul nostru, nu-l cunoștea nimeni, se duce la vicovul de sus la adunare. Se așează pe bancă acolo și se ridică să cânte corul. Acolo încă se mai poartă catrință, din ala port natural și bondiță. Și când s-a ridicat corul, așa a cântat o cântare, ăsta a rămas așa și îi spunea prietenul meu, nu mi-am imaginat niciodată că țărâncele este ating perfecțiunea în cântare. Domnule, au rămas profund impresionat și bătrânii ceia și bătrânele cântau, este făcea extraordinar. Ei, dar au venit cuvântul de evangelizare, au pus niște frați simpli de țară, nu l-au pătruns nimic. Și mergând încoace înapoi, spune Domnul, cântările au fost grozave, dar predicatorii, vorbitorii ceia au fost slabi. Nu mai convins, măi, și nu-i spun numele la prietenul meu. Trecând printr-un alt sat, era o mormântare la niște frați baptiști. O mână de oameni lângă gardul cimitirului, dar trebuia să predice un predicator, care le știți voi bine, un mare predicator al lor. Fratele meu spune, toași prin secretar, hai să la o mormântare. Se pune amândoi cu coatele pe cimitirului și cântă eu cântare, o greșesc, o mai încep o dată. Și iese fratele la predică și vorbește extraordinar. Și ăsta spune, extraordinar, băi, ce știe omul ăsta? Băi, frate, m-a impresionat. Se urcă în mașină, spune, predicatorul bun, dar cântările slabe le-ați avut aici. Ăștia sunt oameni care nu vor să se pocăiască. Acum eu vă întreb pe cei care sunteți prieteni în adunare, sau pe copiii ai fraților care încă nu v-ați pocăit, voi de ce nu vă pocăiți? Aici în adunare, ce nu-ți buni cântările? Nu-ți buni predicile, nu-ți buni rugăciunile, nu-ți buni slujbele, sau ce nu-i bun? Dar scrie acolo în Roman, capitolul 2, cu versetul 5, 4 și 5, ori disprețuiesc tu bogății, nebunătăți, îngăduință și îndelunge lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar tu cu pentrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, nu mai da vina pe nimeni. Când mai am copii de căsătorit, că am cunoscut eu un pocăit și ăla nu-i pocăit. Nu, de ce nu te pocăiești? Tu nu te pocăiești că nu vrei să te pocăiești. Eu aș dori seara aceasta, Domnul, să ne dea interes pentru împărăție. Și aș dori ca din seara asta să începem să năvălim mai mult în împărăția lui Dumnezeu. Că urmează celălalt subtitlu, mustrarea cetăților nepocăite. Când am citit aici, m-am oprit din citit și m-am mirat. Trece Domnul prin Betsaida, Horazim și Capernaum, niște sate sărăcăcioase, niște pescari amărâți care își cârpeau din când în când mrejele și Domnul îi spune, vai de tine, Betsaido, vai de tine, Horazime. Adevărat îți spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma. Și tu, Capernaum, vei fi înălțat până la cer, nu, vei fi coborât.
Că dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon minunile care s-au făcut în tine, de mult s-ar fi pocăit. Și eu m-am oprit. Ce-au făcut, domnule, oamenii ăștia de așa e de mânios Domnul pe dânsă? Adică îi compară cu Sodoma, cu Tirul, cu Sidonul. Dar ce păcate au oamenii ăștia? Știți ce s-a întâmplat? Domnul Iisus a trecut prin satele acestea ale Galilei și propovăduia împărăția lui Dumnezeu și Evanghelia împărăției. Domnul a făcut minuni între ei, au chemat unii ucenici. Chemarea unui ucenic e o minune. Eu am cunoscut multe minuni. Oameni care dormeau în șanț, oameni de la periferia societății, oameni care nu mai avea nimeni nevoie de ei. Dumnezeu îi chema la pocăință, i-o boteza cu Duhul Sfânt și astăzi predică Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu o chema de acolo, din Capernaum, din satele este o chemat ucenici. Dumnezeu a făcut multe minuni acolo și o pleca mai departe. Și acum trece Domnul a doua oară pe acolo și constată cu așa durere că ei nu s-au pocăit. De aceea e așa de supărat Domnul, că ei nu s-au pocăit la prima chemare, la prima predică, la prima strigare, au rămas ca și copiii aceștia de care vorbește Mântuitorul, au rămas fără nicio reacție la Evanghelie. Și acum Domnul îi dă a treia întâlnire. Prima a fost când a vestit Evanghelia. A doua trece pe acolo și face constatarea că ei nu s-au pocăit. Și le mai dă o întâlnire în ziua judecății. Pe tine de câte ori chemat Domnul la pocăință? O dată, de două ori, de 10 ori? De câte ori a bătut Domnul la ușa inimii tale și tot stai și tot amâi și nu vrei să te pocăiești? Dacă îți dă Domnul următoarea întâlnire de acum în ziua judecății, să fie mai ușor pentru Sodoma. Eu îmi imaginez Sodoma cu fântânile de smoală al lui Gedar la Omer când s-au bătut cu Avram, cu focul ăla care cade, care cade de sus, nu-i grindină, nu-i cutremur, nu-i un alt fenomen, plouă cu foc. Și eu acolo văd femei însărcinate care încearcă să scape și nu mai reușesc, cad jos. Eu văd bărbați acolo cu copii în spate încercând să fugă, văd bătrâni neputincioși care caută o gură de aer și nu o au. Și vine focul lui Dumnezeu și pârlește și pârjolește și dimineața vede Avram un fum ca dintr-un cuptor. Dumnezeu pedesește Sodoma, Gomora, Adma, Tseboimu. Și acum îl spune de Capernaum și spune de Horazim. În ziua judecății, mai ușor de Sodoma, Tir a fost asediat 13 ani. După 13 ani au căzut zidurile Tirului. Au fost rase pe pământ să se împlinească profeția lui Ezechiel. Vei fi ca o stâncă goală. Toate au fost făcute o punte până la prima insulă, unde aveau ecomorile ascunse. Și a fost Tirul distrus în totalitate. Iar acum vine și spune, mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru tine. Dacă îl mânie pe Dumnezeu ceva, dacă îl supără pe Dumnezeu ceva, îi lipsa noastră de reacție, lipsa noastră de interes față de împărăția lui Dumnezeu. Aș dori ca Duhul Sfânt să ne cerceteze în seara asta. Și aș dori ca Duhul Sfânt să pună în noi dorință de pocăință și de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Primul grup de copii sunt aceștia de care am vorbit, oameni fără reacție, oameni dezinteresați. Dar acum, în același capitol, Domnul ridică ochii în sus și identifică al doilea grup de copii. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Iată că sunt niște copii care sunt obiectul mulțumirii Domnului Iisus și obiectul dragostei. Unii fără reacție, insensibil, dar pentru unii prunci, deci tot copii, în sinonime, da? Pentru aceștia Domnul Iisus e plin de bucurie. Înseamnă că ăștia nu sunt ca aceia. Au ceva deosebit. Acestora Domnul le-a descoperit câteva lucruri și de fapt ăsta e mesajul din seara asta. Lucrurile descoperite pruncilor. Dar aceștia sunt chemați de Domnul la odihnă și ei vin. Ați auzit de cuvântul stres? Ați auzit de oboseală? Ați auzit de distolocan? De cabinete de psihiatrie? Că se mulțesc? Astea n-au ce căuta la pocăiți. Noi suntem copii de Dumnezeu, fraților. N-au ce căuta la noi. Și Domnul pe oamenii aceștia îi cheamă la odihnă. E ca și cum Domnul ar sta într-un loc și spune, veniți la mine.
Eu am identificat, nu asta e predica, cel puțin trei pași. Trebuie să faci câțiva pași ca să ajungi la Domnul. Primul pas. Luați jugul meu, că este bun. Jug înseamnă muncă. Jug înseamnă trudă. Ia jugul lui Hristos pe umăr. Știți cântarea, nu? Jug înseamnă și o delimitare precisă. Eu sunt de la țară, am animale și acum, asta mi-e meseria și ocupația mea, așa? Jug înseamnă și o delimitare. Animalul pus în jug nu pleacă unde vrea, nu vine când vrea, nu se duce unde vrea, că e limitat de restilul acela la jug. Dar jug înseamnă și autoritate. Românii au fost sub jug otoman mulți ani. Când Domnul vorbea, evreii erau sub jug roman. Ei plăteau dări lui Cezar. Și vine Domnul și spune, nu Roma vă dă odihnă, ci eu vă dau odihnă. Jug înseamnă și autoritatea cuiva. Adică Domnul spunea așa, așezați-vă sub autoritatea mea, cu alte cuvinte, acceptați voia mea și veți găsi odihnă. E un mare secret. Pentru cei care nu pot dormi noaptea, că frământați de griji, probleme și nu știți ce va fi, culcă-te și cu o singură rugăciune. Doamne, facă-se în toate voia ta. Amin? Și ai să dormi liniștit. Până și Domnul, vedem tulburat, sufletul meu e tulburat ca de moarte, spune Ioan. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta. Dar pentru, tocmai pentru asta am venit. Și să lupte Domnul, Tată, de cu putință, îndeparte paharul acesta. Spurcăciunile lumii, păcatele lumii și amele și bolile oamenilor era acolo în paharul acela. Și Domnul s-a zbătut, s-a luptat, s-a tulburat. Și la un moment dat spune, nu cum voiesc eu, facă-se voia ta. Și Domnul de acolo încolo e liniștit. Dacă vrei să dobândești o odihnă pentru suflet, acceptă voia lui Dumnezeu în viața ta. Amin? Nu merge mult pe predica asta. Al doilea pas. Și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. E o clasă în care Domnul Iisus e profesor, e diriginte. Mai este o clasă. Pavel spunea că i-am dat pe mâna satanei ca să învețe. Și culmea, că învăța ceva bun, să învețe să nu hulească. Dar e alt profesor acolo. Dar Domnul vine și spune, învățați de la mine, eu sunt blând și smerit. Acela dobândește o odihnă care e blând și smerit. Oamenii iuți, oamenii mânioși, oamenii arzăgoși, așa niciodată n-au odihnă. Oamenii mândri n-au niciodată odihnă. Aia care e blând, care e smerit, aia au odihnă. Să ne ajute Domnul, amin? Și apoi în al treilea rând mergem în Matei 12. Și enunțul meu sună cam așa. Dacă vrei să dobândești odihnă pentru suflet, elimină toate îngrijorările legate de trup. Știți, spune Pavel în Tesaloniceni 5:23 că noi suntem o trinitate, duc, suflet și trup. Simplificând lucrurile, spune în 2 Corinteni 4:16, omul de afară și omul din lăuntru. Dacă vrei să dobândești o odihnă pentru suflet, scapă de toate îngrijorările legate de trup. Și Matei 12, spicele de grâu și ziua sabatului, omul cu mâna uscată, adică nevoia ale trupului. Ucenicii erau frămânți, au frământat niște spice și au mâncat. Că trupul are nevoie de hrană. Dar de asta îngrijește Domnul. Pentru că trupul nostru are nevoie de sănătate. Și îl vede cu mâna uscată și Domnul îl vindecă. Când ne gândim ce o mânca, cu ce ne-o îmbrăca, ce o face mâine, apoi nu poți dormi bine. Dar dacă spui, Doamne, Tu îmi porți de grijă, atunci eu mă culc și adorm în pace. Când te gândești mereu la boala ta, la infecția care o ai, la neputință, la acele simptome de boală, pentru că Domnul ne scapă și de boală, dar și de teama de boală. Eu am strigat către Domnul, spunea psalmistul, și El m-a izbăvit din toate temerile mele. Știți că am întâlnit și multă teamă de boală. Odată a venit cineva la soția mea și povestea toate simptomele care au avut și nevastă mi-a spune, măi, și ce ai avut? Am avut glandă, măi, m-o găsit că am glandă. Pleacă sora, ce e venit nevastă la mine, supărată, măi, bărbat, eu am glandă. Dar de unde știi? Uite, exact așa au avut, ea și are glandă, au avut glandă. Măi, n-ai nicio glandă, stai liniștită, măi, n-ai nicio glandă. Și a început să teamă.
Dar sora aceea, eu mai mers la altele și la un moment dat s-o găsesc multe surori cu glandă. Și îmi spune mie odată, Dragoș, mă lasă, mă duc cu niște surori la un control la Câmpul Lung, moldovenesc, e o doctoriță expertă. Nu te duci nicăieri, de ce? Tu n-ai nicio glandă, stai acasă. Dar în loc la nevastă mea erau două care voiau să meargă. Și îmi spunea o soră, măi, o mașină plină de surori, mergeau toate la Câmpul Lung ca o glandă. Ei, la vreo lună din zile a venit o doctoriță de la Iași și nevastă mea spune, măi, mă lasă, mă duc acum în Suceava, că e o doctoriță, du-te, măi, du-te, na, soția mea, se duce, vine acasă bucuroasă, eu n-am glandă. Deci ce ți-am spus, măi? Știi, când Domnul ne vindecă de boală, dar Domnul trebuie să ne vindice și de teama de boală. Câteodată teama asta tare e periculoasă. Ei, dacă vrei ca să dormi liniștit, să ai o odihnă pentru suflet, toate îngrijorările legate de trup, lasă-le pe seama Domnului. El ne dă bucata de pâine, El ne dă sănătate, El ne îngrijește. Amin? Frații mei, haideți acum să vorbim de lucrurile descoperite pruncii. Eu am reperat ceasul acela, dar iertați-mă că nu-l văd exact. Dacă predic mai mult, nu se odivină. Ceasul că-i prea mic. Hai să mergem în 1 Ioan. Eu am tras un semn de egalitate între pruncii de aici și copilașii de care vorbește Ioan. Și cuvântul Domnului spune așa, apelativul ăsta, copilașilor. În capitolul 2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu pe un mijlocitor, pe Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, pentru ale lumii întregi. Primul lucru care îl descoperit acest copilaș, acestor copilași sau acestor prunci, este că există la ora actuală o jertfă de ispășire pentru păcate. 7 miliarde de oameni, întrebați pe musulmani, pe zoroaști, confucianiști, pe budiști și pe alții, ce știu ei de jertfa asta? Nu cred, nu știu și nu acceptă. Dar noi credem că Dumnezeu în planul lui de mântuire l-a dat pe Hristos Domnul să moară în locul nostru. Și eu care eram vinovat și eram pasibil de pedeapsă, am fost scăpat că în locul meu a murit Fiul lui Dumnezeu. El este jertfa de ispășire pentru păcatele mele și nu numai pentru ale mele, pentru ale lumii întregi. Slăviți să fie nu. Frații mei, nu-i puțin lucru acesta. Nu-i puțin lucru acesta că Dumnezeu a făcut un plan și pe Fiul Său, obiectul adorației sale, l-a trimis în lumea noastră. Nu-i puțin. Domnul mi-a dat mai mulți copii și când un copil de-al meu e bolnav, eu sufăr cu el, eu îl plimb prin casă, mă-i spun, nevestimă, ce-i facem? Și am mai mulți copii. Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a deslipit de la sânul său și l-a dat să moară pentru păcatele mele. Asta e o taină ce ne-a descoperit-o Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, fraților mei. Ce a făcut Dumnezeu? A întocmit planul acesta măreț de mântuire. Și Domnul a venit și a murit în lumea noastră, a murit în locul nostru. Mi-ar place să mergem puțin în Ghețâțmani, mi-ar place să mergem în Gabata, mi-ar place să mergem în Golgota, așa cum spunea cântărețul altădată, o du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețâțmani. Ne-ar place să mergem pe urma Lui, să vedem cât a suferit El pentru noi. Predicam cu ocazia sărbătorilor, Hristos nu a venit în lumea noastră să avem mese îmbelșugate, nu a venit în lumea noastră să ne facem pom de iarnă, să ne ascundem darul la copii. Hristos a venit ca să fie posibilă mântuirea noastră, iertarea noastră de păcate și a plătit prețul. Eu și tu suntem răscumpărați prin sângele Domnului. Slăviți să fie numele Domnului! Și acum Hristos face un al doilea oficiu, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru păcatele noastre. Asta face Dumnezeu. Că de există o iertare inițială prin decretul din Fapte 17:30, da, de Apostolul Pavel, când spunea Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. Că există decretul ăsta, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci în momentul în care noi ne pocăim, Dumnezeu ne iartă toate păcatele noastre. Amin? Amin. Dar după ce ne-am pocăit, tot mai greșim, tot mai păcătuim. Nu vi s-a întâmplat niciodată?
Suntem oameni. Trăim într-o lume pervertită, într-o lume murdară. Lumea vrea să ne murdărească. Diavolul nu-i bucuros că noi suntem sfinți, că suntem copiii lui Dumnezeu și ne ispitește. Și din păcate, din neatenție, mai avem eșecuri, înfrângeri, căderi, păcate. Ce facem cu asta? Dacă zicem că nu avem păcat, 1 Ioan 1 cu 8 și 9, îl facem mincinos. Adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte. Slăvit să fie Domnul! Deci iată că există o jertfă de iertare dată pentru noi. Dumnezeu a făcut partea Lui în mântuirea noastră. Dumnezeu a venit cu partea Lui. Acum vino și tu cu partea ta. Fapte 10 cu 43. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Știi ce ți se cere ție în seara asta ca să capeți iertarea de păcate? Credință. Și Domnul să ne-o dea. Credința care spune Roman 10 cu 17, credința vine în urma auzirii, sau darul de credință de 1 Corinteni 12 cu 8 și 9. De pildă, e unuia fraților îi da prin Duhul să vorbească despre cunoștință, altuia despre înțelepciune, altuia îi dată credința. Acum eu doresc ca Domnul să ne dea credință. Cei care cred în numele Lui capătă iertarea de păcate. Amin? Amin. Fapte 3 cu 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă. Ce trebuie să faci tu ca să scapi de păcatele tale? Domnul a făcut. A venit în lume, a murit, îi la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește. Tu trebuie să crezi și trebuie să te pocăiești. De fapt, ce înseamnă pocăință? În Noul Testament, întotdeauna cuvântul pocăință sau metanoia are de a face cu omul nostru interior, care înseamnă o hotărâre puternică, o decizie interioară, o schimbare a minții. Asta înseamnă în Noul Testament termenul de pocăință. În Vechiul Testament, pocăința are de a face cu efectuarea unui lucru, mai mult cu o parte aplicativă în exterior. Luați termenii aceștia împreună, din Noul și din Vechiul Testament, înseamnă că pocăința este o hotărâre înăuntrică, o schimbare a minții, o decizie pusă în aplicare în exterior. Asta e pocăința. Că unii spun așa, pocăința nu stă în asta, nu stă în asta. Eu am avut o dată o predică despre Dumnezeu și m-a surprins că Dumnezeu e un Dumnezeu al detaliilor. Eu am studiat un pic, mi-a plăcut să vorbesc de structura universului, cum e organizat universul acesta, în grupuri, în multe, cum toate, nu le spunem acum. Și Dumnezeu ăsta mare, dincolo de galaxii, dincolo de sisteme, în roiuri, Dumnezeu le poruncește la ucenici, în Marcu, să meargă în evangelizare. El trebuia să ducă Evanghelia în Groenlanda și în Kenya, să ajungă cuvântul Domnului în tot pământul. Să uita la ei și le spune Marcu, le-a poruncit să se încalță cu sandale. Atâta m-am mirat, dacă Petru era cu cizmuliță, chiar era o problemă? Nu putea să predice Petru? Dumnezeu, poate altă dată, Dumnezeu este un Dumnezeu al detaliilor, a celor mai mici detalii. Dumnezeu, universul, într-o zi s-o apuca să deseneze. O desena niște furculițe, niște căni și le-o da lui David. Așa să fie furculițele la templu. Iar m-am mirat. Îl interesează pe Domnul cum sunt furculițele în templu, toate le interesează. Dragii mei, noi spune că pocăința e în inimă. Pocăința e în inimă, dar ea se vede în afară. Nu? Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat pe mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul mocirilor, din groapa pe irii, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașe, a pus în gura mea o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Și acum spuneți voi mai departe. Mulți au văzut lucrul acesta, că nu se poate să fii pocăit și să nu se vadă. E drept că Domnul pe unii acuza și spunea fățarnicilor, voi curățiți partea din afara paharului și înăuntru e plină cu tot felul de spurcăciuni. Nu faceți așa. Curățiți întâi partea dinăuntru și partea de afară va rămâne murdară, nu? Se va curăță. Știi de ce?
Că în Psalmul 23 spune, paharul meu e plin de dă peste el. Eu când îți plin de pocăință, apă de mine iese numai pocăință, curge pe marginea paharului și se curăță și în afară. Să ne dea Domnul înțelepciune, amin. Când vorbim cuvântul acesta de pocăință, dragii mei, nu-i suficient o hotărâre interioară. Cel mai frumos e relevat faptul în Luca 15. De omul ăla, de băiatul ăla, fiul risipitor, care murea de foame, hrănind porcii, slujind ca hargat. La un moment dat și-a venit în fire și-a spus, câți hargați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tata, am păcătuit împotriva ta și a cerului. Nu sunt vrednic să fiu copilul tău, primește-mă ca rob. Și următorul verset e cel mai frumos. Și s-a sculat și a plecat. Că dacă tânărul ăsta rămânea doar cu hotărârea, fără să facă ceea ce și-a propus, murea de foame acolo. Cineva spunea că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Am întâlnit oameni care s-au hotărât să se pocăiască și nu au mai reușit. Am întâlnit fete și băieți care au spus, pocăința e bună și eu să mă pocăiesc și nu s-au mai pocăit. Uite cum am venit în minte, eram acasă și vine fratele Rotaru Aurel din comuna Udești, prezbiter acolo și îmi spune, frate Dragoș, nu poți pe miercuri să vii la o mormântare la noi. Dar cine a murit, măi? A murit un băiat tânăr, căsătorit cu 4 copii, ortodox, nu-i pocăit, dar îl îngropăm noi. Păi, dar de ce îl îngropați voi? Păi, hai să spun povestea lui. Soția lui a venit de câteva ori la adunare și i-a plăcut și s-a hotărât la pocăință. Bărbatul a spus, măi, unde merge nevastă mea la pocăință? Ce face ea acolo? Mă duc și eu. Și a mers și el și i-a plăcut și s-a pocăit. S-a hotărât și acum urmau să aibă botezuri. S-au trecut amândoi pe o listă la botezuri. Și frații i-au pregătit din Scriptură și în duminica când trebuia să ia botezul, el îi spune lui nevasta, măi, parcă nu mă simt în stare, mă tem că nu-i putea ține pocăința, du-te tu și ia botezul și cu prima ocazie iau eu. Și îmi spunea, sora, am plâns, l-a rugat, ai mă că ne-a ajutat Domnul, că asta e o altă amăgire a diavolului, nu te pocăi, că tu n-ai să poți ține pocăința. Asta e o altă amăgire, nimeni nu o ține cu puterea noastră, pe noi ne ajută Dumnezeu, fraților. Și el nu acceptă, merge, soția ia botezul și în anul acela era un an tare ploios la noi, într-o duminică el a plecat cu vitele și a venit o ploaie, soția a luat o umbrelă și, și mergeau vitele înainte pe șosea, ei amândoi sub o umbrelă, mare povestind, și a trăsnit odată în umbrelă, femeia asta nu a avut nimic, eu o cunosc, am fost la mormântare, o știu, nu, eu nu spun povești, și el a murit acolo. Îmi spunea că am fost la mormântare. Frate Dragoș, îi ardeau ciorapi în picioare, avea ciorapi de spraielase, că am vrut să-i dau jos, erau lipiți. Și a murit acolo, n-am mai avut ce face. Eu așa m-am supărat și m-am gândit, Doamne Iisuse, dacă omul ăsta tot voia să se pocăiască, de ce nu l-ai mai așteptat o lună, două? După aia m-am gândit, dacă el tot voia să se pocăiască, de ce nu s-a pocăit? Știți de plaga ce e mie, așa nu-mi place să predic de aici? Ce mai urâtă predica mea? Când o femeie gospodină a pus apă, sare și făină și când frământa a sărit o broască acolo. Mai mănânci? Sau când faraon se culcă cu capul pe o pernă brodată, adusă din Damasc, apretată și sare o broască de sub pernă. Că era o urgie, o urgie în Egipt, erau broaștere. Și vine Moise și spune, faraon, când să mă rog? Și omul ăsta îți gândește, eu când mâine. Și cineva a intitulat o predică încă o noapte cu broaștere. De ce nu te pocăi în seara asta? De ce nu te hotărâi în seara asta? Pentru că pocăința este strigarea lui Dumnezeu și pocăința este o urgență în viața noastră. Să ne ajute Dumnezeu, amin? Dumnezeu a dat o jertfă de ispășire. Hristos e jertfa de ispășire. El a făcut partea noastră, a Lui, să ne facem partea noastră. Prin credință, prin pocăință, vine Anania la marele prigonitor, în Fapte 22:16, și strigă Anania lui Saul, și acum ce mai zăbovești? Scoală-te, primește botezul ca să fii spălat de păcatele tale. Partea ta știi care e în mântuire? Să crezi, să te pocăiești, să te botezi, nu? În Matei 6:14 mai pune o condiție, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru din cer vă va ierta,
În Proverbe 28:13 spune: cine ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă capătă îndurare. Asta e partea ta din pocăință. Ăsta lucru ți-ai descoperit ție în seara asta, pruncilor, să ne ajute Domnul să-L acceptăm în viața noastră. Amin? Apoi merge cuvântul Domnului mai departe, în același capitol 2, versetul 18. E a doua descoperire care o face Domnul copilașilor și le spune: copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Cunoașterea vremurilor în care ne aflăm noi. Când David și-a întărit împărăția la Hebron, delegații din toate semințiile au plecat la David. Și în 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32, spune: dintre fiii lui Isahar, care pricepeau vremurile și știa ce trebuie să facă Israel, au mers 200. Era o seminție cu un har deosebit, dată de Dumnezeu. Fiii lui Isahar pricepeau vremurile în care se află. Asta e o mare taină. Ceaușescu avea cincenale planificate până în anul 2000 și nu știu cât. Și nu a prins anul 2000. Oamenii sunt într-o alergătură, ei cred că veșnice le vor fi locuințele, spunea psalmistul. Dar nu știi ziua de mâine. Nouă ne-a fost descoperit că există cel mai mare eveniment care îl așteptăm, de care mie mi-e dor, pe care îl aștept: revenirea Domnului Iisus Hristos. Poți spune și tu ca poetul: haina e curată, nu e pătată, Iisuse, poți să vii. Să ne ajute Domnul. O taină care ne-i descoperită nouă și pe oameni nu interesează. 7 miliarde de oameni aleargă în drumul lor. Lumea zace în cel rău, 1 Petru 5:19, da? Sau ca o turmă pe care o duci la tăiere, așa e omenirea asta. Dar noi știm că Domnul Iisus e gata să vină pe noi. Din zilele din urmă. Zilele din urmă sunt de la împlinirea profeției lui Ioel. Iată că în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și atunci s-a împlinit. Nu continuăm cu citatul, că-l știți. De atunci, zilele din urmă și până acum, dar acum, Roman 13, mântuirea e mai aproape. Când vorbim de revenirea Domnului, trebuie să fim atenți. Că trebuie privită venirea Domnului din trei perspective. Avem trei entități: lumea, Israelul și biserica. Când nu știm în Matei 24 să sortăm bine versetele, ne încurcăm. Că acolo vorbește și pentru biserică, vorbește și pentru Israel. Dar noi ne uităm ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în Israel și ce se întâmplă în biserică. Și când ne uităm, ne dăm seama că Domnul nostru e gata să vină. Slăvit să fie Domnul! Mă uit la ceas, timpul se apropie. Aș vrea să vorbesc de al treilea lucru descoperit. Și spunea în 1 Ioan 3:1: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Dumnezeu și suntem. Dar dacă vreți, mai elocvent e versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Rețineți un gând. Omenirea e împărțită în două categorii, trecută pe două registre. Unii sunt copiii lui Dumnezeu și alții sunt copiii diavolului. Punct. Atât. Copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Purgatoriul invenției catolice, cum mai trece de aici, dincolo. Tu pe care tabelești? Te-ai gândit bine? În seara asta, ești copilul lui Dumnezeu sau copilul diavolului? Și acum când vorbim de copiii lui Dumnezeu, vorbim de relația între copiii lui Dumnezeu. Prin ce vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Prin faptul că vă iubiți unii pe alții. Și când vorbim de copiii lui Dumnezeu, avem o predică mare și frumoasă. Ce relație există între fetele lui Dumnezeu, între copiii lui Dumnezeu. Și să ne ajute Domnul să trăim așa, amin? Dar vine Ioan și spune, nu ca și Cain, care l-a omorât pe Abel. Pentru ce? Faptele lui erau rele și al lui Abel erau bune. În entitatea asta numită lume sau copiii diavolului și copiii lui Dumnezeu, nu poate fi o prietenie. Întotdeauna noi va trebui să suferim pentru credință. Vineri seara striga la noi Duhul Sfânt în adunare: ascultă poporul meu, printr-un vas veritabil încercat,
se deschide poarta unei vremi de mare strâmtorare cum n-a mai fost până acum și mulți de voi încă nu sunteți pregătiți. Eu obișnuiesc să citesc nu cărțile americane, iertați-mă că ăștia când dau un exemplu, dau exemplu numai din filme și din meciuri. Că a căzut un fundaș, cineva l-a ridicat că era creștin. Nu. Recent am citit cărțile celor care au suferit. L-am cunoscut bine pe fratele Vorobeț. Am fost acasă la el în Caminca. Om care ani de zile a trăit în Siberia. Un apostol al Domnului. Dumnezeu făcea minuni și semne. Recent am citit, dacă vreți, eu nu recomand decât Biblia, atât. Dar citiți cărțile Graiul Martirilor. Așa ne pregătim. Citim, dacă vreți, de omul ceresc, de mesagerul cinzecime, Ridicați-vă, începe judecata și de alte cărți în care efectiv am rămas, după ce am terminat cartea, am spus, Doamne, sunt așa de mic. Un om care a stat 18 ani în pușcărie, odată 10 ani, odată 5 ani, odată 3 ani, nu a acceptat în viața lui niciun compromis. Autoritățile de la Moscova l-ar fi făcut un alt demnitar, numai să-l sufoce cu... Și nu a putut. O spus, eu sunt copilul Dumnezeu. 18 ani, el într-o pușcărie, soție în alta. Și noi așa suntem, iertați-mă, poate voi nu. Nu mă spune fratele, îmbracă-te mai frumos, nu vine așa, te superi de nu mai poți. Ce să-mi spui el mie? Trebuie să-i dai telefon, să-ți ceri iertare. Nu mai spui la unul cânt mai încet, nu striga microfon, în veci nu mai cânt. De unde e pocăința asta, frate? Mama mea îmi povestea înainte de a pleca la Domnul, o femeie deosebită, născută în 1930, născută în pocăință. Îmi spunea așa, măi băiete, când aveam 6 luni, a murit mama. Eu am rămas orfană cu Firuța și cu Vasile. Și când aveam 5 ani, făceam de pază la poartă că tata se ruga în casă. Și m-am dus în bucătărie să iau o bucată de pâine. Și când am ieșit afară, jandarmii au înconjurat casa, l-au scos pe tata din casă, și desculț, au vrut să-și ia bocance. Și au spus, tu cu Dumnezeu, era în luna februarie, viscol și ger, bătut din post în post până la Cernăuț, condamnat pe 25 de ani. Și spune, a rămas, mamă nu aveam, tată nu aveam, o stat 4 ani de zile la Cernăuț în pușcărie. Și noi eram copii nimănui, dormeam pe unde puteam, mâncam pe unde puteam. Așa am suferit de mult, spunea, pentru Domnul și nu-mi pare rău nicio clipă. Înainte de a-o chema Domnul acasă, într-o răpire sufletească, i-a rotat slava care o așteaptă. Ne-a povestit, l-a chemat fratele Șerban, ne-a povestit bucuria aceea și imediat Domnul a chemat-o acasă. Așa de mult au suferit părinții. Când l-au arestat pe Puma și o luat și pe el și pe nevasta și când îi duceam drum spre Cernăuț, povestea el, 10 copii stăteau pe poartă. Și îmi spunea el, nu știu de ce mama și tata s-au uitat la vecin în partea cealaltă și nici nu-a întors capul la noi. Era inima frântă, era durere și îi plecau cu Domnul la Cernăuț pe 25 de ani. Cât suferim noi în Arad? Noi nu putem suferi o vorbă, nu ne putem îmbrăca cuvincios, nu putem accepta o corecție aici în adunare. Dar să știți, că vine o vreme și Duhul Sfânt o spune, când o striga Duhul Sfânt în pușcăria din Cernăuț, fâșcule, ție-ți voi da cheile temnițe. Am cunoscut pe oamenii aceștia, de mic copil, când a murit bunicul meu, care a fost în pușcărie, aveam 12 ani, mereu ne povestea. Am cunoscut pe oamenii ăștia, în pușcărie ei se rugau și Domnul le-a făgăduit o vreme de libertate, să cânte fanfara, să cânte corurile, să cânte copiii, să se facă evangelizări și să țină Domnul vremurile astea. Dar tot mai des Duhul Sfânt spune că va veni vreme de strâmtoare, va veni o vreme de prigoană, să ne ajute Domnul să ne pregătim și pentru aceasta. Al treilea lucru despre identitatea noastră, noi suntem copiii lui Dumnezeu, avem și responsabilitate, fii de prinț nu se joacă în cenușă, copiii împăraților nu se joacă în noroi, nu se îmbracă cum vor și lor mereu li se spune, tu te vei urca pe tron, tu vei fi mâine rege la aceste țări și nu avem voie să trăim ca acela, nu avem voie să avem plăcerile lumii, nu avem voie să ne îmbrăcăm ca lumea, nu avem voie să vorbim ca lumea, că noi suntem copii de Dumnezeu și dacă e cazul, Dumnezeu oprește într-o zi soarele. O strigat un băiat, tata oprește un pic soarele.
Și spune Biblia că soarele s-a oprit asupra Gabaonului și luna asupra văii Aialonului. Că eu s-a strigat Dumnezeu. De câte ori am fost în necazuri, am fost în boală, am fost în suferință, am strigat către Dumnezeu, nu din postura de cerșitor. A spus, m-ai botezat cu Duhul Sfânt. Ai pus în mine Duhul din fiere care mă face să strigava. Te rog, ascultă-mă. Ce caută stresul la noi? Ce caută depresia în adunările noastre? Oameni botezați și plini de Duhul Sfânt. Să ne dea Domnul credință mai mult. Amin? Mă opresc la aceste cuvinte. Ar mai fi lucru care ne le-a descoperit nouă Domnul. Dar vreau să vă spun, evreii de atunci au fost comparați cu două grupuri de copii. Unii fără reacție, insensibili și nepăsători. Alții care au primit descoperirea Domnului și odihna sufletească. Voi să fiți printre aceștia. Amin.